Doamne ferește, dintre acești candidați cineva să devină președinte. Vai de Moldova și vai de narodul nostru. Doamne ferește. La toți. La toți de rând. Doamne ferește. În afară de ambiție și în afară de pupism. Că eu și eu și eu, mai mult aceste persoane, ca cum ar fi o dobă goală și numai sună și mai mult nimic în aceste persoane nu se conține. Noi am văzut pe unii în Parlament, alții, nu ca alții, câțiva din ei au fost și în echipele noastre pe timpuri și îi cunoaștem destul de bine. O să vorbim în cadrul boicotului despre acele, despre acești persoane, cine sunt ei și prezente și consecințe se poate să aibă pentru toată țara și pentru fiecare om alegerile lor în funcțiile respective.